În dormitorul băieților, Maria și Antonio discutau despre cum ar putea decurge relația dintre ei. Tu cum este relația dintre noi? Nu știu, eu simt că... Chiar dacă zici că eu... Gen, ești geloasă și așa, nu știu, tot simt că sunt de libertate de care am nevoie. Pentru că am nevoie de libertate, nu neapărat că o să profit oarecum de libertatea asta, că mereu o să vreau să fac eu ce vreau eu să fac, dar nu vreau să mă simt constrâns că n-am voie să fac anumite lucruri de astea, mă. Ce să nu încerc să pui stăpânire pe mine, așa că când mă simt închis sau constrâns, nu încep să nu mă mai simt bine. Trebuie să se formeze ușor, ușor, nu? Nu pot să văd un tipar. În legătură cu asta, cu libertatea și cu așa, atât timp cât eu te simt pe tine acolo și nu-mi dai nici cel mai mic semnal de altceva. Nu prea, uite, eu chiar mă gândeam că dacă mă văd așa, eu am înșelat într-o singură relație. Chiar într-o singură relație, chiar și relația pe care le-am avut scurt de 3-4 luni, nu am înșelat niciodată. Relația cu asta, cu fosta pe care am avut-o, am înșelat și nu am înșelat că simțeam nevoia să înșel. Am înșelat că, gen, în prima relație am stat 5 ani și se terminaseră așa și m-am gândit că dacă se termină și asta, să n-am regretul, pentru că în cealaltă am avut ocazia de multe ori, ca și cum să mă duc la cluburi cu prietenii sau să mai aveam colegi la volei sau la liceu sau așa și, gen, le plăcea de mine sau chestii și eu nici nu le dădeam vreun semn sau nici măcar nu. Eram super așa. Mi se părea că este cel mai... Eram în iubire de aia pură, ți-am zis, gen prima oară pentru amândoi. Și după aia, în a doua relație, era și mai nebună și așa. Și când se enerva, făcea urât rău de tot. Când aia era stricat cel mai mult. Când se enerva, vorbea și prost rău, vorbea și... Și se enerva de la lucruri mici câteodată și n-avea legătură cu ce făcea, n-avea legătură cu ce se întâmpla în viața ei sau... Și se răspângeau asupra mea și eu aveam răbdare și mă enervam că simțeam că nu merită asta și... Da, asta cu înșelat eu nu. Și că am înșelat-o pe ea, cred că în primul an de relație. Atunci... Și după aia ai continuat? Nu. Nu am înșelat eu. Nu ai continuat relația? Am continuat, da. Ea n-a aflat niciodată că am înșelat. A bănuit, dar n-am aflat niciodată, n-am avut nici un mesaj, nici pentru că... Nu știu, eu am așa... Mai... Parcă zici că e dat de la Dumnezeu simțul ăsta pe care l-am eu, da, în legătură cu orice. Da, și tu, păi, și tu, și el avea. Și ea visa, deci nu că visa, deci dacă începea una să vorbească cu mine, știa că eu ca și cum... Oarecum mi-am prezentat toate... În toate fostele știa cam de toate și eu dacă am înșelat, am înșelat-o cu o fată cu care mai fusesem, n-am înșelat niciodată cu o fată cu care, pentru că acolo nu trebuia să vorbesc mult, nu trebuia, dacă ne vedem, ne vedem și ne întâlneam, se întâmpla aia și după aia gata și nu avea de unde să afle sau ce să afle sau... Și ea chiar dacă simțea, eu n-aveam niciun mesaj în telefon, n-aveam niciun apel, n-aveam nimic. Eu nu vorbeam prin mesaje cu persoanele. Ea credea că eu înșel cu anumite persoane care mai găseau mesaje pe Instagram sau ceva și eu n-aveam nicio treabă cu persoanele. Ea bănuia total persoane greșite. Da, dar din cât ai fost în relație, nu știu, mai avut relații serioase și stabile. Ai mai vorbit cu alte fete așa prin mesaje? Și am zis, la început vorbeam cu... Mai vorbeam cu fetele cu care eram, dar era... Nu, îți dau exemplu. Era chestia că ea era în România uneori și eu eram în Anglia și atunci mai vorbeam. Nu, îți dau exemplu ca să nu mă înțelege exact ce vreau să zic. Ne curge ok relația între noi și ajungem și ne mutăm împreună și o să fie totul bine și la. O să comunici cu fel și fel de fete pe rețele de socializare? Mi-e probabil dacă o să am meseria pe care o să am, da, o să am grupuri, o să am antrenamente, o să trimit. Asta e ok, dar mă refer la altfel de conversații din glume. Genul meu e să fac glume, nu o să duc niciodată în chestia asta de înșelat sau o să ajung. Poate chiar dacă aș face să fie vreo glumă în direcția aia, eu n-aș mai face lucrul ăsta, cum a zis și Eduard Puiu. Odată ce ai făcut chestia asta, adică și eu când am înșelat, atunci nu te gândi că eu m-am simțit super bine. Mă simțeam foarte vinovat și eram mult mai atent cu ea și
gen, venea să-mi fac cumva cu toate, că ea nu era supărată pe mine, că ea nu știa ce am făcut, dar venea să mă simțeam eu foarte prost cu ce am făcut. Dar eu n-am făcut asta că simțeam să fac asta, eu am făcut asta la nivel mental, să nu pic de fraier. Mă gândesc că dacă o să ai meseria asta, automat n-ai cum să nu comunici cu clienții, că e absolut normal. Totul să meargă bine și noi o să avem glumele, o să avem și tachinările, o să-mi acorzi atenția de care am nevoie, eu nu o să simt niciodată nevoia asta și o să știu să păstrez distanță. Ce știu este că și ca bărbat, eu nu mi-am câștigat încrederea în mine și astea cu cât am avut mai multe, cu cât am refuzat mai multe. Atunci câștigi. Bun. Mi-a plăcut asta. Capricile iubirii. Vreau să-mi spui doar atât. Ai fost vrăjitor sau ai vorbit pe bune acum? Nu, pe bune. Și atunci vreau să te întreb eu pe tine, de ce ai jucat rolul superficialului până de curând? Dar nu cred că am jucat un rol. Nu, dacă nu simt pentru cineva sau dacă nu... Na, păreai așa... Ei, una, două, trei, le învârpe toate, fac, da, poate drag, așa s-a văzut din afară. Nu, din perspectiva mea, eu nu credeam că se vede așa și nu asta am încercat să arăt. Nu, așa e făcut și în momentul în care erai întrebat de ce procedezi în felul acesta, spuneai că te atrag fizic persoana respectivă și atât. Adică anulai toate calitățile pe care, de fapt, le găseai pe parcurs. Păi... Adică dacă la momentul respectiv găseai anumite atribuții pozitive unei fete, da. Giulia, Maria, nu știu, Anemona și așa mai departe, în momentul în care legăturile se rupeau, tu spuneai că a fost atracție fizică și atât. Păi și ce a putut? Că cu Giulia am vorbit 5 zile, ce putea să cunosc în 5 zile? Păi da, dar cu... după, ca drept scuză, spuneai că mi-a plăcut fizic și atât, dar nu mai păi găseai asta nimic. A fost primul, cred că ăsta e la toată lumea, nu? Prima oară îți place fizic. Nu. E adevărat, nu, aici are dreptate, da. De ce? Nu. E corect și în 5 zile n-aveai ce să te... Ce să spun după aia? În sensul că pe parcurs găsea și atribuții, că este deșteaptă, că este glumeață, că este... Da, le descoperi așa, bă, știi cum e, noi ne așezăm acum, discutăm una cu alta, știm câteva lucruri despre noi. Dar dacă înaintăm în discuție și cu cât înaintăm mai mult, cu atât ne dăm seama dacă există compatibilitate, putem să devenim prietene sau poate nu, că poate valorile tale sunt diferite de ale mele și tot așa, știi? Așa e și în dragoste, nu... Da. Ștefania. Odată cu trecerea timpului este normal să observi la celălalt și când zic partener mă refer la modul general, fie femeia, fie bărbatul. Și este normal ca atunci când trece timpul să fii vigilent cel puțin în perioada de început în așa fel încât să poți să observi la celălalt ce-ți place și ce nu-ți place, calități și defecte. Acum, eu îl observ un pic și îl percep pe Antonio un pic evitant, iar pe Maria neîncrezătoare. Neîncrezătoare pentru trecutul pe care îl au aici în casă. Și eu aș vrea să te întreb pe tine dacă ție îți este teamă de angajament, pentru că așa te percep. Mi-a fost teamă și am și spus, nu, având în vedere că atunci când mi-am luat angajamentul și nu eram atât de sigur pe chestia asta, dar am zis, mă duc că așa simt, mi-am luat-o cam de fiecare dată. Ai fost într-o relație toxică? Da. Ok, pentru că am fost foarte atentă și spunea că a avut o parteneră care îl cicălea, îl certa foarte des sau știu eu, îl acuza de lucruri care nu existau la acel moment. Însă, ce vreau să știi este că atunci când intri într-un cuplu, dacă nu există capacitate de angajament, dacă nu există capacitate de negociere și compromis, dacă nu există comunicare, nu puteți să formați un cuplu care să funcționeze la lung. Asta pe de o parte și pe de altă parte vorbeai acolo despre libertate. Da? Eu vreau libertatea mea. Libertatea ar trebui să existe într-un cuplu, însă, da, fac o subliniere. Compromis. Pentru că dacă există ceva ce partenerei tale nu-i place la un moment dat, și vă situați, de exemplu, tu te situezi aici și ea aici cu privire la aceeași chestiune, este nevoie să vă întâlniți la mijloc. Ori libertatea ta cu ghilimele de rigoare va fi puțin știrbită.
Dacă nu ai această disponibilitate, nu poate să funcționeze. Dar să știi că asta funcționează dacă vrei o relație, punct. Adică exact. Nu e că Maria vine cu un bagaj în spate sau că putea să fie orice altă fată. Cu alte cuvinte, o relație nu funcționează, fac ce vreau când vreau. Da, nu la asta mă refeream, doar să, de exemplu, mă sună prietenii, nu ieși în seara asta, ok, zic ok, avem ceva de făcut împreună sau vrei să stăm în seara asta noi doi, ok. Se mai întâmplă o dată, nu ieși, chestiile astea pe mine mă deranjează, adică, ok, de 2, 3, 4 ori stau acasă, stau cu tine, facem, dar mai simt și eu nevoia câteodată să ies cu prieteni. Nu, ideea este să negociezi până unde exact, poți, când poți și așa mai departe. Că... Sunt lucruri pe care ar trebui să le stabiliți de la început, în perioada de cunoaștere, în așa fel încât să vă fie foarte limpede, care vă sunt limitele, dorințele, doleanțele. Da, pe de altă parte, la început și în fierbântarea asta este extrem de important.